Câteva sute de preșcolari și elevi s-au adunat astăzi în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș de pe Bulevardul Tachionescu. Porțile instituției au fost deschise cu ocazia Zilei Poliției Române, eveniment sărbătorit anual pe 25 martie. Toți cei care au participat la aniversare s-au bucurat de demonstrațiile polițiștilor și de prezentarea echipamentelor din dotarea acestora. Ca în cursul fiecărui an, astăzi a fost organizată Ziua Porților Deschise la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cu această ocazie, Inspectoratul a fost vizitat de copii de toate vârstele, dar și de persoane care au dorit să vadă echipamentele pe care le folosește Poliția Română. Copiilor și celor prezenți aici le-a fost prezentate autoturismele din dotare, dar și anumite procedee folosite de către lucrătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Cei mici au fost impresionați de demonstrațiile de dresaj și intervenție ale câinilor polițiști, care respectau întocmai ordinele primite. Cele mai îndrăgite momente au fost cele în care polițiștii au efectuat demonstrații de luptă și intervenție. Prichindeii au urmărit cu sufletul la gură cum acționează polițiștii în caz de jaf armat sau cum se prinde și încătușează un infractor. Au fost puțin complicate, însă polițiștii reușesc mereu să salveze situația. Cu dresajul câinilor a fost foarte frumos. Au fost trase și focuri de armă, totul făcând parte dintr-un scenariu demonstrativ. După demonstrații, cei prezenți în curtea inspectoratului au făcut poze cu oamenii legii. Toți elevii s-au înghesuit să pună mâna pe armamentul polițiștilor și să intre în mașinile de poliție.